Am fost cu un tip o lună de zile și apoi, când s-a terminat, am suferit mult și încă sufăr, deși el nu prea era genul meu, doar din punct de vedere fizic și atât. Acum am impresia că îl iubesc cu adevărat și că nu-l voi uita, că nu-l voi putea scoate din inima mea. Ascult melodii de dragoste, am devenit și foarte creativă de când cu suferința și niciodată nu am fost așa. Unii îmi spun că nu mă merită, că e nebun și tot găsesc defecte și eu, da, știu că are acele defecte, dar țin la el și așa. Uneori am impresia că el e cel mai bun, că nu voi fi fericită cu nimeni altcineva și nici nu prea sunt dispusă să cunosc pe altcineva. E iubire? E obsesie? Un moft? O iluzie? Ce e? Ce credeți că este sau cum să aflu ce este? Mulțumesc! Stimată domnișoară, până la urmă, într-o relație nu contează dacă a durat 2 zile sau 20 de ani. Important este legătura emoțională care s-a creat între cei doi. Și de fapt ce se întâmplă într-o relație? Ne place celălalt, îl iubim, cum spui tu, pe celălalt, pentru că el ne umple o nevoie. Una sau mai multe nevoi. De fapt, de aceea ne plac cei cu care suntem în relații. Și nu vorbesc neapărat aici doar de relații de cuplu. Intrăm în relații cu oamenii pentru a ne împlini nevoile, diverse nevoi ale noastre, care se cer să fie împlinite. Bărbatul cu care ai fost, probabil, la nivel foarte profund, îți umplea anumite nevoi care la tine erau neîmplinite. Acum, el plecând din viața ta, tu ai rămas, ca să zicem așa, cu paharele, nu poate goale, dar destul de goale. Și, de fapt, tu suferi nu neapărat după bărbatul în sine, ci după neîmplinirea pe care o ai datorită lipsei acelui bărbat din viața ta. Momentul în care iubești și iubești la modul sănătos, să spun și corect, deși sunt niște termeni care nu îi folosesc cu foarte mult drag, te bucuri pentru bucuria celuilalt. În cazul tău observ, de fapt, suferință și nu pentru el, cât pentru tine, că nu primești ceea ce ai nevoie. Eu îți propun să te mai gândești, să te uiți în interiorul tău, să descoperi dacă într-adevăr relația cu acest bărbat te împlinea și îți acoperea nevoile. Dacă mai este ceva de făcut, fă. Dacă nu, învață să te desprinzi de el, să mergi mai departe și să cauți să-ți împlinești nevoile în altă parte, în altă formă, poate cu un alt bărbat sau poate în alte modalități. Se poate. Acum, răspunsul la întrebarea ta, e obsesie, e iubire? Tu decizi. Tu știi despre ce este vorba. În momentul în care iubim, îl lăsăm pe celălalt liber și ne bucurăm că este fericit, că este bine și că se simte bine. În momentul în care ne obsedează și vrem neapărat prezența unei persoane, o vrem cu orice preț și nu contează suferința noastră, faptul că în anumite părți ale vieții ne aduce suferință sau că celălalt nu mai dorește să fie în acea relație. Uită-te în interiorul tău și decide ce este mai bine pentru tine. Mult succes! Nușa Bugeac, psiholog și psihoterapeut.